O zi bună, oameni buni! Astăzi, pentru toată lumea, deși nu prea am motive să spun că este o zi bună după lucrurile care s-au întâmplat în două instituții de învățământ din Roman, avem un copil care a decedat, copil cu probleme, care a decedat, a fost lovit de tren. El era la ore la CSI Roman, Centrul pentru Educație Inclusivă, mă rog. Lucrurile nu sunt foarte clare dacă era la ore sau în pauză. Cert este, copilul a plecat. Era un copil cu probleme de sănătate. El auzea, dar nu putea comunica, comunica doar prin semne. A plecat din școală și s-a întâmplat nenorocirea. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, o fată care era elevă la liceu, program sportiv din Roman, era la internat, a vrut să plece pe o frânghie de la etaj, a căzut. Pe comunicatul celor de la serviciul de ambulanță, una din cauze, bineînțeles că ei nu dau nume, spun doar ce s-a întâmplat, dar coroborate datele între ele, se pare că fata respectivă consumase alcool. Și acum, să luăm pe rând lucrurile. Avem un centru de educație inclusivă care are dublă subordonare, practic, pe linie școlară de învățământ la Inspectoratul Școlar Neamț, pe linie administrativă, adică ceea ce înseamnă dotări, cheltuieli pentru consumuri de energie, tot ce au ei nevoie, hrană acolo, de la Consiliul Județean Neamț. Ca întotdeauna când avem câte o unitate cu două moașe, acolo se întâmplă lucruri de obicei. Nu intrăm în acest moment în discuții apropo de cine și cum a greșit. Încercăm să vedem cum sunt văzute lucrurile în cele două instituții care tutelează prima dată ca școala de la CSI Roman. După care vom vorbi și despre partea cu internatul, dar acolo va fi mai simplu, vom vorbi doar cu cei de la Inspectoratul Școlar. Să vedem dacă reușim să stăm de vorbă cu purtătorul de cuvânt de la Consiliul Județean Neamț, doamna Simona Balint. Noi trebuie să spun că am încercat ieri să stăm de vorbă cu președintele Consiliului. Ne-a spus că astăzi va fi o poziție prin purtătorul de cuvânt. De aceea îl sunăm să vedem dacă răspunde. Bună dimineața! Alo! Bună dimineața, domnule director! Mă bucur că ne auzim măcar așa pe calea undelor. Simona, aș vrea să te rog, dacă poți, să ne spui care este în momentul acesta percepția la Consiliul Județean vis-a-vis de acest caz, după care o să te întreb și câteva amănunte privind finanțarea centrului. Domnule director, vă dați seama că regretul este enorm, pentru că vorbim de o situație care nu mai poate fi schimbată. Din păcate, instituția noastră tot ce poate face este să asigure partea de cheltuieli pentru buna funcționare a acestei unități. Deci dacă vreți să aflați de la noi cum decurge povestea, să știți că la rândul nostru așteptăm ca instituție de abilitate să ajungă la concluziile finale și în funcție de acestea vom interveni și noi dacă legislația ne permite să luăm măsuri în acest sens. Repet, Consiliul Județean asigură doar cheltuielile pentru partea administrativă. Dacă se va constata că este nevoie de
o susținere financiară pentru implementarea unor măsuri, fiți convins că instituția noastră, ca de fiecare dată, va răspunde afirmativ solicitării respective. Bun, haideți să încercăm să vedem această instituție școlară și de... Ea are specificul acesta al ei special. De ce fonduri a beneficiat de la Consiliul Județean, să spunem, anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani? În acest moment aș putea să vă spun care au fost sumele acordate în ultimii 3 ani și dacă în 2023 suma primită este de peste 300.000 de lei, mai exact 302.891 de lei. În 2002 vorbim de o sumă mult consistentă, 488.464 de lei, iar în 2021 de 272.000 de lei. Sunt sume pe care le-am acordat în urma solicitărilor și în urma identificării nevoilor din cadrul instituției. Deci, ca să înțeleg foarte clar, instituția face o listă de nevoi pe baza căruia se face bugetul, da? Pe care după aceea Consiliul, prin votul consilierilor și prin tot ce, prin exact, bugetul propriu, îl alocă instituției de învățământ în cazul acesta. Ei, ei identifică nevoile și cu aceste nevoi vin la dumneavoastră, dacă înțeleg. Categoric. Da. Asemenea oricărei instituții care funcționează cu finanțare de la Consiliul Județean, ei știu cel mai bine care le sunt nevoile, să spunem, la fața locului și în funcție de aceste necesități identificate de ei și așternute pe hârtie, noi găsim soluții astfel încât să nu rămână nicio problemă nerezolvată, mai ales când este vorba de partea de protecție și asistență socială. Și cea mai mare parte a bugetului instituției noastre, să știți că exact peste pe această latură este direcționată pentru protecția și asistența socială a instituțiilor din județul nostru. Da, eu mulțumesc pentru aceste precizări. O să rog și o fac public acum să verificați dacă pe solicitările făcute de către cei de la școala respectivă au apărut și chestiuni legate de camere de supraveghere sau, mă rog, lucruri care se pot face, adică eu nu vorbesc de camere de supraveghere în clase, la ieșiri, mă rog, unde se poate. Și dacă da, să vedem dacă solicitarea respectivă a fost și urmată de niște lucruri concrete din partea unității de învățământ. Că știți cum e, de multe ori facem o hârtie și după aceea nu știm dacă ea a fost sau nu finalizată. Mulțumesc încă o dată și o să revenim pe parcursul zilei de azi să aflăm dacă într-adevăr au fost asemenea solicitări. Mulțumesc tare mult, o zi frumoasă! Mulțumim, o zi bună, la revedere! La revedere! Deci trebuie să mărturisesc că într-o discuție de ieri cu președintele Consiliului Județean, care a fost luat un pic pe cât de cât, așa ca să spunem, pe neașteptate, a spus că el a verificat în timpul scurt care l-a avut de la aflarea veștii și că la un moment dat ar fi existat o cerere de genul acesta, dar atât, ea n-a fost urmată de procedurile ulterioare pe care trebuie să le facă șeful de instituție. Bun. O să încercăm să luăm legătura și cu cei de la Inspectoratul Școlar care în acest moment, teoretic, ar trebui să fie deja la Roman. Ieri, după amiază, ieri seară, inspectoratul a transmis două comunicate de presă apropo de cele două evenimente și au spus, inclusiv într-o declarație pentru Mesagerul de Neamț, că astăzi, la ora 8, va fi o echipă de control la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă din Roman și că există o echipă de control pentru cei de la LPS. Să vedem dacă există această echipă pe control, dacă putem să o găsim pe doamna inspector școlar general
Nu știu dacă dânsa este cu echipa sau nu, dacă e o echipă fără domnia sa. Și să încercăm să despicăm firul în patru, apropo, cu cele două cazuri. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți, ca să spun așa, în direct la cafeaua de dimineață. Știu că ar trebui în momentul ăsta să fiți în zona Romanului, dacă nu mă înșel. Da, suntem toți colegii în zona Romanului, care am preluat spre cercetare și soluționare cazurile, cele două cazuri nefericite întâmplate ieri. De fapt, unul s-a întâmplat ieri, e celălalt alalt ieri și încercăm să să soluționăm și noi și să avem un răspuns corect. Bun. Acum, doamnă inspector școlar general, aș vrea un pic să încercăm să recapitulăm. Haideți să începem cu Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă din Roman. Deci, din ce am publicat noi ieri, o parte din date sosite de la în urma unei discuții între noi, o parte dintre ele pe care le-am aflat noi, lucrurile s-au petrecut cum? Copilul era în pauză, sau era la școală? În oră. Din ceea ce a declarat domnul director, imediat după producerea tragicului accident, printr-o informare scrisă sosită la inspectoratul școlar și multe discuții telefonice ulterioare, pentru că la fața locului s-au prezentat și alte organe ale statului care au preluat cazul și sunt sub cercetare, am fost informată că la pauza de la ora 10, în timp ce se deplasau de la clubul unde își petrecuseră mai mulți elevi pauza sub supraveghere, un băiețel, Dumnezeu să-l odihnească în pace, este băiatul cu accidentat, s-a cerut la toaletă. Acel copil nu a mai ajuns în sala de curs pentru activitățile instructiv-educative. El a ieșit din incinta unității de învățământ și așa s-a produs tragicul accident. A ajuns într-o zonă unde nu ar fi trebuit să fie la ora respectivă. Bun, acum eu vă întreb la modul ideal. Cum ar fi trebuit să se producă lucrurile? Că nu înțeleg. Deci copilul știu că auzea, dar nu putea vorbi. Da, că noi avem un certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap, cu un handicap grav. E clar că nu ne dorim să se repete în nicio unitate de învățământ aceste lucruri. Este într-adevăr o tragedie. Noi, la ora actuală, verificăm cele constatate și declarate de către angajații unității de învățământ, de către domnul director, pentru că încă de ieri am constituit acea comisie de verificare și cercetare, urmând să vă dăm răspunsul clar și concret. O singură întrebare cu privire. Numai un pic altceva de completat la acest aspect. Încă de la început, prima întrebare pe care am adresat-o domnului director a fost cum a părăsit elevul unitatea de învățământ și cine a văzut și dacă a văzut cineva când a ieșit din unitatea de învățământ. Paznicul prezent la serviciu nu a văzut când a ieșit elevul și am constatat în același timp că unitatea de învățământ nu are logistica camere de supraveghere.
Ceea ce ne duce în cadrul cercetărilor noastre și asupra aspectelor financiar-contabile și repartizarea sumelor pe capitole bugetare, pentru că știm că, virgulă, Consiliul Județean a alocat fondurile necesare pentru buna funcționare a unității de învățământ. Da, deci aici pot să vă confirm înainte de a intra dumneavoastră în emisiune. Am avut-o pe purtătoarea de cuvânt de la Consiliul Județean, care a dat niște sume care eu zic că sunt consistente, dacă e să ne luăm după ce a spus, adică sume destul de mari. Exact. Și în același timp, chiar ieri împreună cu colegii de la Managementul Resursei Umane am verificat normarea și numai în acest an a primit 11,87 norme, aproape 12 norme. În plus față de ce avea. Exact. De fiecare dată și putem veni cu dovezi, solicitările XEI-urilor au fost onorate, pentru că și am zis că clar unde sunt copii cu probleme, trebuie și personal, trebuie sprijinit și am alocat o normare corectă, justă, raportată la realitate. Bun, în momentul acesta, ce vreau să vă rog, cine numește un director la un asemenea centru? Că eu, acum fiind dublă subordonare, nu știu. Da, toți directorii de unități de învățământ din județul Neamț au un contract de management încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț. M-ați lămurit. Deci în cazul în care se vor găsi probleme de management, apropo de organizarea și cheltuirea banilor și protecția pentru copii, ei sunt în zona aceasta. Bine, așteptăm rezultatul a ceea ce veți constata. Nu dăm cu... Nu ne ducem nici de pe poziție de forță, nici a acuza pe cineva. Sunt alte organe ale statului care vor stabili exact vinovații. Pe noi ne interesează aspectul de bună funcționare și că protecția... Să nu se mai întâmple lucruri de genul ăsta. Să nu se mai întâmple. Și bineînțeles, dacă vina aparține unității de învățământ și că realizăm că lucrurile nu au stat cum ar fi trebuit să stea, atunci vom lua deciziile în favoarea copiilor și în favoarea clar a siguranței fiecărui da. Copil. Bun. Acum, doamna general, cum să vă spun, fiind la ore, copilul nu cred că va putea fi derobată cumva de oarecare răspundere unitatea de învățământ, indiferent cum ar fi. Dar așteptăm rezultatul anchetei. Eu aș vrea un pic să, dacă tot suntem în direct, să vedem un pic și cazul celălalt, care mie mi se pare, cum să vă spun, poate mai complicat un pic. Vorbim de o elevă care avea 17 ani, da? La un liceu. Clasa 10. Da, la un liceu cu profil, deci profil sportiv, care era în internat, da? Se pare că potrivit comunicatului celor de la ambulanță, ea avea în sânge alcool, a încercat să plece de la etaj, da, și a căzut. E, aici lucrurile mi se par extrem de interesante, pentru că vorbim de mai multe aspecte. Vorbim de un internat în care probabil trebuie să existe supraveghetori, nu mai vorbim, în care nu poți introduce teoretic alcool. Nu știu, adică pentru mine e un pic șocant ce am aflat. Da, aici sunt două aspecte. În primul rând, faptul că domnul director nu ne-a anunțat imediat asupra incidentului și abia ieri, prin autosesizare din comunicatele făcute de presă, am aflat și noi. Și al doilea aspect, eleva care la ora 1, în noaptea zilei de 24,
fără a anunța supraveghetoarea de noapte, a escaladat geamul camerei din internat cu o funie improvizată, fără a fi văzută și auzită. Supraveghetoarea, în momentul în care a auzit bufnitura, a coborât în fața liceului, a anunțat imediat salvarea. Fata a fost transportată în regim de urgență și i s-a acordat primul ajutor. Acum, uitându-ne puțin, nu putem arunca vina numai pe unitatea de învățământ. Nu, nici vorbă, nici vorbă. Pentru că există un regulament intern care trebuie respectat atât de elevi cât și de personalul din unitatea de învățământ. Nu este la prima abatere fetița. Înregistrează foarte multe absențe, a participat la multe activități de consiliere psihologică și aici avem o comisie și colegii noștri sunt deja ajunși la unitatea de învățământ și constată cele relatate atât de domnul director cât și alte aspecte consemnate, pentru că încă de ieri la nivelul unității de învățământ s-a constituit o comisie care verifică cele întâmplate. Bun, doamna general, care e protocolul când se întâmplă așa ceva? Adică eu întreb, în contractul de management, primul lucru, în contractul de management nu este trecut și așa ceva când se întâmplă un lucru? Bineînțeles, bineînțeles, și toți colegii noștri știu acest lucru, că în primul rând trebuie să anunțe inspectoratul școlar. Vă spun sincer că zilnic, fiind cel mai mare angajator al județului Neamț, vorbim de o resursă umană de 75.000 de oameni implicați, cadre didactice, personal auxiliar, elevi, părinți, se întâmplă lucruri, se întâmplă și lucruri neplăcute și clar că acești colegi ai noștri știm că primul lucru care, pe care trebuie să-l facă este să anunțe inspectoratul școlar. Dar și o fac. Adesea o fac și cei mai mulți o fac. Dar unii dintre ei se pare că nu au înțeles acest aspect, că prima dată trebuie să-ți anunți pe lângă faptul că trebuie să acorzi primul ajutor persoanei în cauză, dacă este cazul, să anunți ambulanța, dacă este cazul, poliție, dacă este cazul, inspectoratul școlar trebuie să fie acolo, să fie parte din toate subiectele, și pozitive, și deci, negative. Deci aici putem vorbi clar despre o culpă la nivelul acesta, al faptului că nu a anunțat inspectoratul școlar. Bine, eu vă mulțumesc și sper să reușim să ne vedem la o emisiune în care să discutăm inclusiv acest gen de aspecte care sunt în învățământ. Sunt lucruri care poate ar trebui la un moment dat discutate, ce se întâmplă cu acești copii. Copilul de la CSI, de fapt, el era un copil care era, nu știu cum, care-i formula, cazat la centrul Romanița, de acolo ei au dus la cursuri. E o întreagă procedură aici și sunt, și sunt implicați foarte mulți oameni. Vă mulțumesc pentru intervenție, vă doresc o zi bună și succes în investiție. Am dat ocazia să explicăm și urmăritorilor exact cum s-au întâmplat lucrurile. Vă mulțumesc. Numai bine, numai bine. Ați văzut, oameni buni, cum stau lucrurile. Și acum, noi nu încercăm noi să tragem concluzii, să facem anchete peste anchete. Mie, cel puțin, lucrurile mi se par extrem de clare din câteva, dacă le privești din câteva unghiuri. De exemplu, partea cu liceul cu program sportiv. Se știe că în liceele cu program sportiv sunt elevi care, mulți dintre ei, sunt axați mai mult pe partea de activitate sportivă. Au un anumit mod de a se comporta, sunt poate un pic mai rebeli.
Aici și măsurile luate de unitatea de învățământ ar trebui să fie specifice. Ei, faptul că s-a întâmplat un asemenea lucru și directorul nu a anunțat inspectoratul, înseamnă că, la nivelul percepției directorului, nu era un fapt deosebit. Ca o elevă a încercat să sară pe geam și să plece de la unitate. Ghinionul a fost că de data asta a căzut și s-a lovit. Faptul că eleva avea multe absențe, că avea a fost nevoie de consiliere, așa, era o elevă problemă. Fiind o elevă problemă, probabil că atunci când repartizezi o cameră, normal ar fi să ții cont și de aceste lucruri. Aici nu mai vorbim de alcool. Poate alcoolul a fost consumat în altă parte și a venit la cămin, dar dacă a fost consumat în cămin, este deja o problemă. În celălalt caz, avem aceste struțocămile de unități cu dublă subordonare, care necesită oameni extrem de pregătiți și dedicați în raporturile cu copiii care au probleme. Este greu să lucrezi când ai o clasă de 10 copii de genul acesta, să lucrezi cu fiecare, să-i menții atenția, să fii tu atent la nevoile fiecăruia. Faptul că un copil care nu vorbea, auzea, dar avea și alte probleme, a rămas singur, înseamnă că cineva de acolo, ori a fost ocupat cu ceilalți copii și l-a lăsat singur, ori pur și simplu asta se întâmplă în mod curent. Ideea este că mai mulți oameni din centru, dar și oameni care cunosc activitatea centrului, ne-au spus, noi o luăm cu titlul de inventar deocamdată, că din centru se intra și se ieșea cum se dorea. Nu era o mare problemă să ieși, să pleci sau să vii. Ceea ce ne duce cu gândul la o problemă de management. Că nu se închid ușile pentru că porțile, pentru că în caz de incendiu să nu se întâmple ceva. E și asta o explicație. Dar dacă ai portar, dacă ai tot ceea ce trebuie și am înțeles că personal există, bandă la Consiliul Județean au existat, înseamnă că e o problemă și de organizare. A murit un copil, o fată este grav bolnavă. Să sperăm că cei în cauză vor face lumină asupra responsabilităților în fiecare caz, dar mai mult decât atât să sperăm că toate CSI-urile vor înțelege cum stau lucrurile și vor lua măsuri în consecință. Acum, vreau să mai ating un singur subiect astăzi și să vă spun așa, acum nu vroiam să intru în acest subiect, dar hai, e groasă, fraților, vă spun eu, pentru că domnii de la conducerea țării din acest moment, adică coaliția de guvernare, începe să cocheteze cu o variantă de comasare a alegerilor care pare pur și simplu absurdă. Să comasez alegerile europarlamentare cu alegerile locale. Locale care trebuiau să aibă prin septembrie loc, atunci termină mandatul primarilor. Și vor să le aducă împreună pe 9 iunie. Ceea ce ar însemna că în România am avea o premieră totală. Să avem primar în funcție care își duce mandatul până în septembrie, că e mandatul lui l-a câștigat cinstit. Și primari aleși, dar care nu sunt pe funcție, care vor sta 3 luni de zile și nu știm dacă cumva, fiind aleși, nu cumva trebuie și plătiți. Nu cred, dar putem să mergem în absurd cu ideea asta. Și vor aștepta să își ocupe postul. Ceea ce trebuie să recunoaștem că ar fi extrem de haios. Dar nu asta este problema. Întrebarea este,
De ce PNL în principal și PSD a zis că da, dar vor vedea, vor alegeri cuplate europarlamentare cu alegeri locale. Se pare că analizele făcute arată un lucru catastrofal pentru cele două partide. Că niște alegeri europarlamentare desfășurate singure vor da niște scoruri absolut aiuritoare cu partidele, hai să le spunem naționaliste, eu mă feresc de termenul de extremist, pentru că lucrurile sunt complicate aici, partidele naționaliste, suveraniste, cei care critică anumite politici ale Uniunii Europene, prind tot mai mult teren. Și mai ales după protestele agricultorilor, fermierilor, cum se spune, lucrurile încep să se vadă într-o altă lumină. Și atunci, o campanie electorală doar la europarlamentare ar suna cam așa. Vine PSD-ul și vine PNL-ul și ne vorbește despre beneficiile Uniunii Europene, faptul că, uite, ne dau bani, avem PNRR-ul, care nu știu ce. Păi, oameni buni, PNRR-ul aproape că a schimbat regulile jocului, aproape că nu mai vorbim despre Constituția României, vorbim despre Constituția numită PNRR. Și este foarte ușor pentru cei care vin cu teoria aceasta a suveranității, da? Să spună, domne, stați un pic, păi noi ne-am pierdut suveranitatea cu PNRR-ul. Și oamenii sunt tot mai atenți la aceste nuanțe, nu numai în România, în toată Europa. Și atunci, niște minți crețe au zis așa, lasă-mă că facem noi alegerile locale, odată cu alea europarlamentare, îi aducem pe primar la muncă, că trebuie să-și asigure postul ca să fie aleși. AUR nu are primari, mulți nici USR-ul nu are mulți primari. Și atunci tot noi vom avea primarii în comune și primarii vor aduce voturi și la europarlamentare. Ideea poate fi validă până într-un anumit punct. În realitate, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Pe primar îl doare în cot de alegerile europarlamentare. Primarul are două dorințe. Unu, să fie ales. Doi, să facă în așa fel încât să aibă un consiliu local cu care să poată lucra. Și acolo va trebui să facă compromisuri. Pentru că e clar că AUR va intra în consiliile locale. Și cum poți tu să faci un compromis tu ca primar cu AUR și să le spui oamenilor, băi, știți cum e, noi dăm cu AUR-ul ăsta de pământ în comună, dar vom colabora cu ei în consiliul local. Nu. Lucrurile vor merge tacit. Vor exista primari, într-adevăr, ăia foarte devotați, dar nu vor fi mari primari, nici de la PNL, nici de la PSD, care să-și bată capul cu europarlamentarele. PSD și PNL simt că la europarlamentare ar putea fi un rezultat prost, ca să nu zic catastrofal. De aceea vin cu această variantă. Înseamnă că e groasă, înseamnă că tot ce vin acele sondaje de opinie care dau AUR-ul la un anumit nivel, de fapt, nu prezintă tendința de vot care se pare că se schimbă în cazul europarlamentarelor. Iar dacă la europarlamentare PSD-ul și PNL-ul nu își fac scorul, conducerile celor două partide, care acum se află la bucate, vor avea probleme în interiorul partidului și după aceea vor avea probleme să-și stăpânească oamenii la locale. Dacă într-o comună va fi un vot covârșitor, să spunem AUR, la europarlamentare, primarul din comuna respectivă își va pune următoarea problemă. Cu cine merg eu în alegeri? De aceea vor partidele aflate la guvernare să mute localele.
Dar s-ar putea să fie o capcană și vorba lui Mihai Tudose, pe care l-a anunțat domnul Ciolacu, șef de campanie la europarlamentare. Cine a făcut comasări de genul ăsta nu prea i-a ieșit în România. Așa că, eu vă spun, e groasă și ne putem aștepta la orice surprize. Ne oprim aici, vă dorim un weekend plăcut, noi cei de aici de la Mesagerul, și să ne vedem luni sănătoși. Numai bine!